Nu-i problema mea că cei care lucrează în sectorul privat, în companiile private, au salarii mai mici. Patronii să vă plătească mai bine, să vă majoreze salariile. Așa spun cei care lucrează la stat. Și au dreptate. Dar salariile celor care lucrează la stat sunt plătite din taxele și impozitele sectorului privat, din business din afacele și din munca celor din privat, companii și angajați. Cei 4,6 milioane de angajați din sectorul privat susțin 1,24 de milioane de angajați bugetari și 5 milioane de pensionari. Un model total nesustenabil. Conform unei analize făcute de Iunus Dumitru, economistul șef al Raiffeisen Bank, salariile din administrația publică din România sunt cu 70% mai mari decât salariul mediu din economie. Este cel mai ridicat procent din Uniunea Europeană. Pe locul 2 este Cipru, cu 40%. Polonia are doar 20%, Franța 10%, iar Germania numai 8%. În Bulgaria, salariul mediu este mai mare cu 10% decât salariul din administrația publică. Pentru cei de la stat, majorarea salariilor ține de partide, de guvern, de sindicate, de punul în masă, de amenințările electorale. Pentru cei din firmele private, salariile țin în primul rând de cât produce compania și mai ales de cât vinde, de piață, de concurență, de competitivitate și productivitate. Și poate la final ține de patron. La stat nu se pune problema productivității. Nu există indicatori de performanță. În continuare, dosarul cu șină și coada la ghișeu sunt bazele administrației publice, dar și umilința la adresa celor care plătesc taxe și impozite. Iar digitalizarea este doar bună când se fac achiziții de miliarde de euro pe an și mai puțin când este vorba de implementare. Pe lângă toate acestea, administrația publică a devenit o clică fanariotă care mai degrabă poate să schimbe un guvern decât să fie spartă, și care ne costă și vă costă. Așa că firmele private, adică voi, trebuie mai întâi să munciți pentru stat ca să plătiți taxele și impozitele și salariile celor de la stat, iar cât rămâne, înseamnă salariul vostru.